Găsit, dragii mei, sunt Andreea Tudorescu Ilie, iar de astăzi vă invit să fiți alături pentru că voi fi gazda emisiunii Cultura în Imagini. Pentru că este prima ediție, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături în proiectul www.cultura.ro și pentru că ne-ați ajutat să îl dezvoltăm într-un mod armonios. Așadar, pentru că lucrurile merg așa cum se cuvine și pentru că împreună reușim să promovăm județul Gorj, am ales ca, începând din această lună, să fim alături de dumneavoastră și cu o emisiune. Vom avea alături de noi oameni care știu să promoveze județul Gorj, istoria și care ajută tinerii să facă performanță în diferite domenii de activitate. La această emisiune de debut, aș putea să spun că am alături de mine un profesor, însă aș vrea să spun că mai degrabă este un reper al educației din județul Gorj și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Este alături de mine doamna Elena Roată, cadru didactic în cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Mulțumesc mult de tot vechimea și oarecare experiență, să spunem, în domeniu mă determină să accept această atitudine a dumneavoastră de a mă considera reper. E vorba despre o aproape viață dăruită școlii. Cu siguranță sunteți un reper și asta o demonstrează activitatea dumneavoastră, care pot să spun este fructuoasă, și tinerii pe care i-ați ajutat să ajungă de-a lungul timpului acolo pe podium, atât în ceea ce privește olimpiadele, dar și în viață, pentru că unii și-au creat cariere foarte frumoase și vreau să vă spun că de-a lungul anilor am întâlnit persoane care mi-au povestit de dumneavoastră cu drag și sunt persoane care, exact cum spuneam, au funcții destul de importante. Aș vrea să pornim această emisiune prin a dezbate un subiect care ne macină la nivel de județ și la nivel de țară. Putem să spunem că este oarecum conexiunea sau lipsa conexiunii mai degrabă între generația tânără și autorități. Între faptul că nu există acea conexiune care să le ofere oportunități de viitor și mai degrabă care să ne dezvolte și să ne și ducă în numele județului mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această situație? În primul rând, mă situez pe aceeași poziție pe care ați afirmat-o puțin mai devreme, în sensul că nu toate autoritățile, e o meteahnă românească de a generaliza, dar în genere, autorități care gestionează educația și cultura nu iau în calcul cel mai important segment al societății de astăzi, tinerii. De ce? Mi-am pus și eu această întrebare atâta timp cât entuziasmul lor, implicarea lor, dorința lor de manifestare publică și socială n-are margini uneori, sunt trăsături care apropie foarte mult de orice tip de eveniment. De ce nu sunt încurajate? Cred că sunt două aspecte. Cred că societatea românească nu are încă dezvoltat cultul dialogului la nivel instituțional, astfel încât segmentul despre care vorbim acum, tinerii, să fie luați în seamă, pe de o parte. Pe de altă parte, e o neîncredere în tineri, manifestată fie și prin prisma acestui conflict între generații, contaminat conflict de foarte multe prejudecăți, cum că ei n-ar avea experiență, că n-ar ști ce vorbesc, că se implică fără să gândească, eu știu că n-ar avea previziuni sociale, culturale. Total greșit. Lor nu le lipsește niciodată ceea ce adulților le lipsește, starea de plictis. Ei nu se plictisesc de lucrurile care le plac. Și sunt creativi. Sunt creativi, nu sunt funcționari și simt nevoia să spun că dacă am ajuns aici, adică într-un spațiu deloc luminos cultural pentru județul acesta, cu toate eforturile pe care le face site-ul Cultura și oamenii din spatele lui, efortul pe care le felicit acum, din păcate nu există nici o viziune,
nici o strategie, nu mai vorbesc de politici culturale, care la nivelul, care sunt inexistente. Tinerii dau sens și am în minte un eveniment extraordinar de frumos și educativ și, să spunem, care dezvolta istoria locală a Gorjului. Este vorba despre un proiect pe care l-am intitulat Romanță pentru Târgu Jiu și pentru care a fost o deschidere uriașă din partea instituțiilor. Una dintre ele ne este gazda acum, directorul instituției, domnul Hortopan, directorul școlii populare de artă, ansamblului Doina Gorjului, domnul Porumbel, iarăși ne-a fost aproape. La momentul respectiv și primăria a zis da, un proiect care a însemnat reîntoarcerea la case, oameni, la atmosfera, la parfumul interbelic, suntem și într-o sală, suntem în sala Magheru și parfumul interbelic de stăruie se resimte și acum. Ei s-au aplecat către această perioadă care cultural, nu ca istorii vorbesc, ci ca profesor de română, cultural era mult mai bogată decât ceea ce avem acum. Și cred că era un crez al oamenilor. Alături de elevii de la Colegiul Tudor Vladimirescu, dumneavoastră ați avut și diferite acțiuni prin care chiar ați promovat acea perioadă de odinioară, cum spunem noi. Spuneți-mi, ce vă comunică elevii atunci când au loc astfel de activități? Sunt interesați să cunoască trecutul, să ducă dragostea pentru o istorie mai departe? E mult spus trecutul, dar adică acea dragoste pentru trecut încă nouă, ea nu e cultivată. Din păcate nu suntem un popor care să ne sărbătorim ca națiune sincer. Cam toate evenimentele care sunt înscrise în calendarele, în agenda culturală, se bifează, se dă sentimentul acela de eveniment aproape pentru că, pentru că trebuie. Nu contează publicul. Eu aș merge întâi pe ideea de a-ți asigura publicul spre care să te îndrepți. Nu există niciun fel de politică în scopul publicului, politică de tip cultural realizată în scopul publicului, pentru că fiecare eveniment, este vorba despre vernisaj, este vorba despre expoziție, este vorba despre lansare de carte și are fiecare eveniment și are publicul lui. Tocmai de aceea persoane pe care le întâlnești la un vernisaj, e posibil să nu le întâlnești la o lansare de carte. La asta trebuie să te gândești. În ceea ce privește tinerii, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, ei au fost mobilizați au fost capacitați în ceea ce privește activitatea de documentare. Ei au fost la arhivele statului, s-au documentat, au primit cărți și atunci trăirea momentelor n-a stat sub semnul execuție, uite, tu o să faci asta, tot. Pur și simplu, ei au descoperit, acesta este cuvântul, să-i faci să descopere. Cred că este important și de la o vârstă fragedă să încercăm să sădim oarecum interesul acesta pentru cultură, pentru tot ceea ce înseamnă și istorie și dragoste de țară, de județ, ceea ce la noi nu prea se întâmplă. Lupta e grea, lupta se dă între tabletă, calculator și carte. Dar aici e important și părinții care trebuie să diferențieze lucrurile și să realizeze Da. Că nu vor trăi veșnic într-o lume a tehnologiei în care să nu se pună preț și pe valorile care erau înainte. Echilibrul între cele două extreme îl dau formatorii care pot să vină dinspre școală, dinspre instituțiile culturale de care vorbeam și categoric dinspre familie. Categoric. Dar provocările vieții postmodernității sunt atât de mari încât ne e din ce în ce mai greu să-i aducem aici. Nu se vor duce tinerii niciodată la evenimente la care trebuie să stea. Nu mai este moda umplerii sărilor cu tineri, pentru că ei nu vor sta. Ei vor, exact, vor să fie implicați, vor să aibă un rol social. Nu-l refuză
Și foarte interesant fenomenul. Eu am obișnuit să iasă un pic din spațiul școlii, adică din spațiul clasei și al amfiteatrului. Amfiteatrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu este mai mult decât o sală de clasă, e o operă de artă. Și i-am obișnuit, haideți la muzeu, la Noaptea Muzeelor, haideți la târgurile de carte. Ei își doresc mai mult. Da, da. Și asta e un lucru extraordinar de bun. Am imitat un experiment pe care îl fac marile librării din București, și anume Librar pentru o zi. E o acțiune care se face în tot Bucureștiul, am înțeles că și Clujul și Sibiul. Librar pentru o zi este o personalitate a culturii române, că este Pleșu, că e Liceanu și nu numai. Am încercat și aici, cu singura librărie pe care o avem la dispoziție, librărie și nu punct în adevăratul sens al cuvântului. Au făcut acțiune de marketing acești copii, au vândut carte, Librar pentru o zi, a fost pentru două zile, copiii aceștia am luat la cald impresiile doamnelor care au fost extrem de deschise provocării proiectului, au vândut mai multă carte decât s-a vândut în ultimele luni la librăria Eminescu, singura librărie din Târgu Jiu, n-o spun deloc, e un zâmbet amar, din știm păcate. Cu toții despre ce este vorba. Sigur, aceste activități pe care dumneavoastră le desfășurați alături de elevii din cadrul Colegiului Vladimirescu, pot să spun că sunt oarecum și lecții pe care le primesc în viață. Pentru că, iată, au reușit să-și descopere că pot fi buni agenți da, de marketing. Sigur și că da! Și astfel își descoperă, eu știu, poate și anumite pasiuni și se pot hotărâ asupra unei cariere pe care să o aibă. Fiind la Târgu de Carte, o experiență care durează de peste 9 ani, cele două târguri internaționale, Bookfest și Gaudeamus, am primit o lecție eu însă de la domnul director al editurii Paralela 45, este vorba despre domnul director Vlasie, care mi-a spus așa: e foarte important să învățați copiii din școală să-și vândă produsul muncilor. Pentru că odată ce ei l-au muncit, ei l-au construit, îi cunosc și prețul, sigur că da, piața le e deschisă, știu să aibă, că asta lipsește învățământului de astăzi, lipsește dimensiunea pragmatică între cunoștințe și latura practică a educației. Ne rezumăm doar la teorie. Din păcate, din păcate. Se întâmplă și când vine vorba de strategiile culturale, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, dar și în ceea ce privește turismul. Vreau să vă spun că datorită acestui site, cultura.ro, am descoperit foarte mulți tineri care aleg, după finalizarea studiilor, fie liceale sau universitare, să-și deschidă o afacere. De cele mai multe ori și în prezent, pe fonduri europene, mai cu seamă că sunt accesibile. Mulți aleg în afara județului, alții mai puțin în județ. Credeți că este mai bună varianta ca un tânăr să se întoarcă acasă, indiferent dacă se școlarizează în Anglia, în America, sau îi îndemnați să meargă acolo unde le dictează inima și unde au mai multe oportunități pentru viitor? Acum vreo câțiva ani, când credeam că doar aici te poți realiza, lecția asta de viață, eu dădeam fiicei mele. Văzând că, din păcate, voluntarismul, energia aceasta neopașoptistă, o denumesc eu, de a-ți sufleca mâinile și de a zice hai să facem treaba asta cu entuziasm, exact cât ar fi de greu, au dispărut. Zic că e cazul, fără niciun fel de ipocrizie, să se îndrepte spre locurile unde aptitudinile, competențele, energia despre care vorbeam să fie valorificate la propriu, nu să se mimeze. Tinerii nu pot suporta imitația. Tinerii vor să construiască ei singuri. Îmi pare rău că o spun. Să fie lăsat să construiască. Eu nu înțeleg. Mă gândesc la Grecia, care
are o cifră, din câte știu eu, de afaceri pe turism extraordinar de importantă. Știm cu toții ce relief au ei. Știm cu toții că e stâncă și cu ce probleme se confruntă, dar totuși reușesc să scoată bani din piatră seacă, vorba românului. Cum? De ce nu reușim? Nu reușim pentru că nu vrem deloc să construim povestea în care să îmbrăcăm miturile, legendele. Dumneavoastră ați promovat atâtea lucruri, atâtea locuri, atâtea personalități în spatele cărora se află o poveste. Nu se vinde povestea. Noi fie suntem academici, fie ne ducem spre zonele conferințelor pe care le aud 40-50 de oameni, fie ne ducem spre derizoriu, îmi pare rău că trebuie să o spun. Nu găsim zona aceea intermediară între tipurile de public care pot înțelege o conferință și un alt tip de public care vrea să se ducă la firul ierbii și să asculte povestea omului Brâncuș înainte de povestea ascultului Brâncuș. Ori nu știm să construim povestea, ori nu vrem să acceptăm oameni care știu să construiască povestea, ori nu ne interesează. Eu nu mai știu ce să cred. La urmă și acest succes în ceea ce privește turismul este bazat pe o strategie de marketing. Fără discuție. Dar spuneați că nouă ne lipsesc uneori cu desăvârșire, din păcate, strategiile din toate punctele de vedere. Se pare că mai avem de așteptat. Strategia înseamnă o viziune, în primul rând, și o coeziune a tuturor demersurilor pe care le întreprinzi. Uitați-vă dumneavoastră peste agenda culturală a județului Gorj. Dacă dumneavoastră vedeți un fir și nu trebuie să faci 100 de evenimente, faci 4 de impact și se aduci turiștii în toată lumea. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a început modest, cu mici stângăcii, am auzit povestea lui din partea directorului de festival. Nimeni nu credea la începuturile lui că va ajunge unde a ajuns. Dar trebuie să faci un lucru, nu faci numai pentru gorjeni, îl faci pentru un alt public care să vină acasă. Sigur că da, dar cred că este o lipsă de voință, cred că e indiferență, cred că toate lucrurile în Gorj se concentrează asupra CEO, să zic, foarte important este, el e plămânul, dar cred că dincolo nu vedem nimic. Cum credeți că ar trebui să colaboreze instituțiile între ele și, de ce nu, cu oameni de rând, pentru că sunt convinsă că există tineri care pot da idei magnifice autorităților astfel încât turismul să se dezvolte. Care credeți că ar fi soluția pentru un bun parteneriat între instituții și între populație? Păi, în primul rând, să existe acest dialog interinstituțional. Eu nu cred că există. Știți că eu circul mult cu taxiul și unul dintre domnii care m-a condus spre casă ieri aducea în discuție absența acestui dialog instituțional, interinstituțional, la nivelul problemelor pe care le avea dumnealui, de alt ordin decât cel cultural. Eu îi ascult, să știți că sunt minunați. Și un bun psiholog. Da, sunt minunați. Și ajung să cred, să transfer această problemă importantă despre care vorbea dumnealui, ajung să cred că instituțional, în planul culturii, al turismului, se întâmplă același lucru. Cred că sunt foarte multe vanități, cred că sunt foarte multe orgolii, cred că nu ne putem așeza la o discuție de principiu în spatele căruia să existe până la urmă o viziune. Nu cred că ea se mai poate realiza. Sunt foarte multe orgolii și pe mine ce mă deranjează, că orgolii acestea au în spate niște construcții identitar-profesionale extraordinare, în absolut toate domeniile artistice. Un singur lucru mă deranjează, că segmentul despre care am început discuția, tinerii nu își găsește, acest segment al tinerilor nu își găsește loc nicăieri.
A, sunt chemați când se sărbătorește orașul la un flash mob. Excepțional, flash mob-ul nu l-a descoperit primăria, l-a descoperit colegiul Tudor, prima atitudine de stradală a fost la Tudor, dar asta e dureros. O anumită mândrie, vanitate îi spun, pur și simplu, de a te considera tu primul și de a nu da dreptul celorlalți să spună da, am construit și eu ceva. Nu e... Ați asuma. E dureros ce s-a întâmplat cu proiectul cu Târgu Jiu de odinioară, unde eu am luat pulsul arhitecților, am luat pulsul oamenilor care au scris despre Târgu Jiu într-un cadru oficial și am cerut permisiunea ca tinerii să reînvie această tradiție interbelică. N-am făcut-o de capul meu. Am vorbit cu directorul arhivelor atunci, domnul director Bratu, mi s-a oferit tot sprijinul, numai că niște domni foarte doritori să mai câștige niște voturi în viitor și capital de imagine. Da, e dureros cu capitalul de imagine. Foarte dureros că, știți, toată lumea, capitalul de imagine trebuie înțeles foarte bine. Trebuie foarte bine gestionat, dacă ești persoană publică sau... politician. Dar când tu știi că lucrul ăsta poate să sprijine o comunitate, lasă-ți vanitățile deoparte. Se pare că nu. Se pare că nu și e dureros. Da. Din păcate, așa cum un alt subiect pe care aș vrea să îl dezbatem în această emisiune este și faptul că am avut acea campanie națională pentru achiziționarea Comisiei Conotului, o operă importantă a Marelui Brâncuș. Și aș vrea să vă întreb, este sau nu este Brâncuș și al nostru? Nu știu, știți ce aș vrea să se întâmple? Să tăcem un an de zile, să nu mai vorbim nimic despre Brâncuș. Să ne ducem să-l admirăm, să citim despre el. Dacă putem să comunicăm în comunități mici, grupuri, clase, grupe de studenți, dar numai după ce vom fi înțeles opera lui, numai după ce vom fi înțeles că s-a format într-un spațiu cultural care a fost mai mult decât Hobița, mai mult decât Craiova, că există un fenomen cultural, avangardismul, din care el își extrage în mod cert idei, atitudini, comportamente culturale. Numai după ce vom fi învățat să-l înțelegem, cred că și asta ar trebui un an de zile, să nu mai vorbim despre el. Vorbim mult și facem foarte puțin sau facem rău ceea ce facem. Sincer, mă apropii foarte rar în ultima vreme de Brâncuș, prin prisma aforismelor lui, și ele, cu o paternitate discutabilă, mă duc spre teme, spre comportamente culturale care mi-l apropie pe Brâncuș de literatură. Ne lipsește echilibrul în această încercare noastră de a-l face pe Brâncuș numai al nostru. Nu e în regulă. Da, și dacă îl facem al nostru, îl îngropăm așa, găsim noi... Mai ales că nu știm să-l valorificăm cum trebuie și atunci apare veșnica problemă că până la urmă și Brâncuș a ales să părăsească țara. O să vă spun ceva, o să supăr, dar mă bucur că un singur cuplu, am înțeles, că dorește să-și unească destinele. Poarta Sărutului nu este locul în care se întâmple așa ceva. Dumnezeule! Foarte puțin cunosc semnificația acestui moment. Bun! Nici eu n-am știut să folosesc un calculator, dar mi-am întrebat pe cei mai apropiați. Trebuie să te documentezi. Sunt probleme controversate ale limbii române. Nu le stăpânesc. Îmi sun cunoștințele care s-au specializat pe domeniul limbii române. Nu poți să le știi pe toate. Întreabă și găsește dreapta măsură. Sau chiar dacă se cunoaște istoria acestui monument, pentru că mulți poate îl și cunosc,
s-au obișnuit așa, s-a făcut o tradiție, să spunem, deși tradiție este mult spus, totuși să se realizeze acest eveniment și să se căsătorească toate cuplurile la poarta sărutului și la trecerea dintre ani și de ziua îndrăgostiților. Cred că a devenit așa mai degrabă, i-au dat un alt sens acestui eveniment, ca și strategie la fel de marketing sau pentru a avea anumite încasări. Care, ce-i drept, care nu înseamnă marketing. Care, totuși. Sigur, un marketing, să zic așa, nu valoros, nu de valoare, să-i spunem. Da. Mă rog, cred că sunt bucurii ale cuplului nou întemeiat, ale familiei care sărbătorește acest eveniment, dar până la urmă evenimentul, dacă nu îi dai o dimensiune, evenimentul rămâne eveniment, nu devine experiență. Și cred că de experiențe de care să ne lege, nu cred că ne-am maturizat spiritual, îmi pare rău că trebuie să spun. Îmi pare rău, suntem dependenți în continuare. Înainte de 89 discutam despre rezistența prin cultură. Da, se citea mult. Se citea pentru că eram prizonierii lecturii și vorba domnului Dance Mihăilescu, era o igienizare a multora dintre noi care făceam acest act de cultură, de actul lecturii în sine și îmblânzeam fiera din noi. De aceea solidaritatea înainte de 89, umanitatea înainte de 89, erau dimensiuni, da, pentru că citeam mult și fiara aceasta din noi era domesticită. Și totodată puteam să ne punem la contribuție și imaginația, pentru că azi nu știu, acum una este când citești o carte, e ceva palpabil, îți oferă acea plăcere și te duce într-o altă lume. Iar în momentul în care vezi un film, vezi imaginația altcuiva, vorbele altcuiva, efectiv, ești acaparat și nu poți să te dezvolți. Da, e o lectură rece, e o lectură impersonală, lectura digitalizată, implicarea ta e zero, dincolo de simțurile, lectura cărții pe care o ai în față, toate simțurile sunt în alertă, pipăi, ai nări, mirosul cărții vechi sau noi, depinde, dar trebuie să știi să-i provoci. Eu am încercat, am reluat activitatea unui cerc, acum și în parteneriat cu Colegiul Național Caterina Teodoroiu, cu doamna profesoară Marinela Pârvulescu, se numește Între oglinzi paralele, carte și film. Și vreau să vă spun, ei și-au ales cartea, O viață de rezervă, un bestseller, cu un film extrem de emoționant, povești de viață extrem de dureroase. Cartea a fost aleasă de ei, ceea ce înseamnă că umanitatea n-a dispărut, că adulții, seniorii, n-ar trebui să vorbească fără să cunoască latura sensibilă a tinerilor. Ei sunt foarte sensibili, totul e să-i provoci. Dacă în sală nu te ascultă și tu le ții o conferință care n-are nicio legătură cu orizontul lor de așteptare, nu te supăra pe ei, că nu e problema lor, e problema ta. Că ești... Nu știu cum să le capteze și atenția. Asta este. De aceea ar fi bune niște conferințe inspiraționale, niște conferințe motivaționale, pe care centrele universitare, orașele mari, le inițiază. Sunt acele conferințe TED care se organizează la Cluj, la București, la Oradea. Mai avem mult până acolo. Noi suntem cu festivaluri, noi suntem cu... Sigur, și festivalurile, dacă ar fi realizate într-o manieră benefică pentru județul Cluj, nu ar strica, dar exact cum spuneați, să fie puține, dar concentrate. Concentrate și încă ceva, fixează-ți atunci când te duci spre crearea unui eveniment, fixează-ți și publicul, pentru că nu vei putea da un concert pentru un public care nu înțelege muzica. Și mai e o problemă, dacă tot am ajuns aici, problema promovării. Promovarea evenimentelor nu se realizează în termenii politicilor despre care vorbeam. Trebuie să știi să promovezi un eveniment. Presa face cât poate să facă și presa scrisă și audiovizuală. Problema este a consultantului în comunicare, care ar trebui să existe la nivelul instituțiilor de cultură, nu purtător de cuvânt, că purtătorul de cuvânt
consultantul artistic face multe, uitați-vă ce rol are un consultant artistic într-un teatru. El trebuie să fie într-o permanentă legătură cu regizorul, el trebuie să fie într-o permanentă legătură cu directorul de sală, el trebuie să fie și citit ceva. Duceți-mă pe mine la o ședință despre buget, nu cred că voi face față astfel încât să mă uit în ochii celui care știe să vorbească despre buget. Nu înțeleg de ce nu încercăm să ne profesionalizăm ieșirile publice. Mă pricep să vorbesc despre un domeniu, vorbesc. Nu știu să vorbesc despre domeniul în care dumneavoastră presa îmi solicitați un interviu, mă duc la, sau îl recomand pe celălalt. E atât de greu să recomanzi? Sau mă documentez, de atât de greu să e greu să te uiți la celălalt care e mai bun decât tine? Vorbeam mai devreme despre orgoliu. Este un lucru de orgoliu, probabil, să refuzi, să răspunzi la astfel de întrebări. Sau frustrările. Sau. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și vă doresc succes. O plăcere enormă să discut cu dumneavoastră. Și pentru mine, de asemenea. Vă apreciez enorm și vă cunosc activitatea. Și sigur, vă aștept și cu alte ocazii. Să ne fiți aproape în toate aceste provocări despre care am vorbit și la care nu ne oprim. Cu siguranță vom fi, pentru că fondatorul acestui site, domnul Luis Popa, a realizat și o revistă care va putea fi, să zic, admirată, să-i spunem așa. Cititorii vă așteaptă. Și nu pot să nu spun că domnul Luis Popa, este absolvent al Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Vreau să fiu eu deci câștigătoare la puncte, mare, da, și unele foarte bune. Vă mulțumesc încă o dată. De asemenea și eu, toate cele bune telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc și vouă celor care ne accesați site-ul www.cultura.ro și vă invit să ne urmăriți și emisiunea. De asemenea, ne găsiți și pe Facebook și fiți alături de noi în continuare, pentru că nu o să vă dezamăgim, o să începem să promovăm județul Gorj așa cum considerăm noi că merită. La revedere!